Văduviți de prezența a numai puțin de 5 titulari din echipa de start, Mușcelul Câmpulung a început în forță partida de sâmbătă de pe Municipal, în compania uneia dintre formațiile cu pretenții la promovare în Liga a doua, SCM Argeșul Pitești. Alexandru Popovici, forțat de indisponibilitățile din lot, a mizat pe tinereța și dorința de afirmare a lui Cosmin Miloș, tehnicianul titularizându-l pe atacant chiar din primul minut în linia ofensivă. Cosmin Miloș nu a dezamăgit și după 5 minute de la primul fluier al centralului Laurențiu Ionașcu, micuțul atacant deschidea scorul pe Municipal cu o lovitură de cap din 6 metri spre marea bucurie a puținilor spectatori prezenți la meci. Angelina se pregătește să execute această lovitură de la colțul terenului. 6 jucători mușeleni în careul oaspete, înalt, frumos și gol! Miloș! Ce frumos! A trimis cu capul la colțul scurs, surprinzându-l pe portarul Vlășceanu. Miloș, la 1,60 m, a dat de lângă înaltul Marincău cu capul și deschide scorul pentru Mușcelul Câmpulung în minutul 5 al întâlnirii, așadar Mușcelul Câmpulung, SCM Argeșul Pitești, 1-0, autorul golului Georgian Miloși. Piteștenii muștruluiți de pe margine de Adrian Dulcea iau cu asalt poarta lui Ene, însă de fiecare dată apărarea mușceleană s-a dovedit a fi la înălțime. În minutul 30, albvioleții combină foarte frumos la limita careului de 16 metri și reușesc să restabilească egalitatea. Scăpat singur cu portarul Ene, Cătălin Neagu caută colțul lung cu un șut în forță, mingea respinsă de golkeeperul mușcelean ajungând la Dalu, care din 7-8 metri înscrie primul gol al oaspeților. Dima, Boboc, Marincău, echipa piteșteană cu întreg efectivul în jumătatea noastră și din a doua încercare piteștenii restabilesc egalitatea. Neagu a șutat foarte puternic la colțul lung, Ene a respins nefericit în față și Dalu din 5-6 metri a împins mingea în poarta mușcelenilor. Golul picat în poarta mușcelenilor parcă a turnat plumb în ghete și așa încărcate la maxim de noroi, și câteva secunde de neatenție i-a costat încă un gol. Dalu, scăpat singur pe partea stângă, trece în dribling de toți jucătorii mușceleni, mingea scoasă pe 10 metri, găsindu-l pe Stancu singur cu poarta goală, mijlocașul piteștean înscriind pentru 2-1. Dalu, autorul golului echipei oaspete. Și este 2-1 pentru SCM Argeșul Pitești. Dalu, o incursiune foarte frumoasă pe partea stângă, a centrat cu exteriorul piciorului drept și venit din spate. Boboc, am impresia. Până la pauză, piteștenii au mai avut două situații bune de a marca, însă șuturile lui Andrei și Dalu din poziții ideale trec la mare distanță de poarta lui Ene. În partea a doua a întâlnirii, imediat după reluarea jocului, piteștenii își majorează diferența pe tabela de marcaj. Dalu sare peste o minge în careul de 6 metri, de unde Cătălin Neagu înscrie pentru 3-1. David Andrei în adâncime la Dalu și este 3-1 pentru SCM Argeșul Pitești. Dalu a sărit peste minge. I-a păcălit pe apărătorii noștri și venit din spate, nu observ cine este autorul golului, jucătorul cu numărul 10, dacă nu mă înșel, Cătălin Neagu, da, Cătălin Neagu. Resemnat, Alexandru Popovici îi trimite în teren pe Mihăilescu și Lulea în speranța de a mai echilibra jocul la mijlocul terenului, acolo unde am putea spune că mușcelenii au fost practic inexistenți. În minutul 70, Ion Ionuț deviază o minge pe spate pentru viteza lui Miloș, atacantul mușcelean fiind mai rapid decât Marincău, și din 10 metri saltă mingea elegant peste portarul Vlășceanu, reducând din diferență. Lulea cu capul până la Miloș și scăpa singur!
Miloș reduce din diferență la al doilea gol al lui Miloș în acest joc. Foarte frumos l-a găsit pe, în adâncime Ion Ionuț. Se încinge jocul aici la Câmpul Lung. Din minutul 72, Mușcelul Câmpul Lung, SCM Argeșul Pitești, 2-3. Spre finalul întâlnirii, scorul putea deveni 3-3, dar și 2-4. Mai întâi, același Miloș a șutat din 6 metri în stânga portarului Vlășceanu, piteștenul având un reflex de zile mari, respingând în corner, pentru ca la faza imediat următoare, Dalu, scăpat singur pe contraatac, să fie oprit în ultima clipă de intervenția lui Mihăilescu. Pe interior la Miloș și ce ocazie a avut atacantul nostru! A trimis la colțul lung, însă Vlășceanu, cu un ultim efort, a reușit cu vârful degetelor să împingă mingea în afara terenului de joc. Miloș la un pas de hat-trick. Fluierul de final al întâlnirii de la Câmpul Lung pune capăt unui joc frumos, disputat în limitele sportive, cu o echipă oaspete SCM Argeș-Pitești, mult mai în formă decât Mușcelul Câmpul Lung, victoria piteștenilor fiind fără dubii. Pentru elevii lui Alexandru Popovici urmează o deplasare extrem de dificilă la Chiajna, unde va întâlni formația secundă a Concordiei, o echipă formată în mare parte din jucători tineri, cu prezență la prima ligă sub comanda lui Marius Mudică. La puține minute după terminarea partidei de la Câmpul Lung, încheiată cu victoria echipei SCM Argeșul Pitești, scor 3-2, antrenorul Adrian Dulcea părea mulțumit de rezultat, dar și de efortul depus de elevii lui pe un teren mlăștinos și plin de apă. Clar că o să întâlnim o echipă foarte determinată, chiar dacă știam că au câteva absențe în rândul primilor 11 jucători, dar am fost convins că putem câștiga această partidă și cred că am arătat că merităm să ne aflăm pe primele poziții. Am jucat cu o echipă de copii noastră, o echipă foarte, foarte determinată, o echipă amicioasă, o echipă care trebuie să arăta că încălzim un fotbal de tot bună calitate, în ciuda vremii de afară și a terenului care. Secundul mușceleanu Ovidiu Tica a ținut să felicite echipa vizitatoare pentru victoria obținută și crede că împreună cu toți trebuie să strângă rândurile și să încerce să adune puncte pentru ca echipa să-și îndeplinească obiectivul, și anume evitarea de la retrogradare. Din păcate, n-am reușit măcar să luăm un punct. Felicităm echipa oaspete, a plecat cu cele 3 puncte și probabil obiectivul dânșilor este promovarea. Nu trecem prin momente foarte bune, trebuie să recunoaștem, dar sperăm să ne adunăm rândurile, să rămânem uniți. Caracterele se văd la greu și în următoarele jocuri să putem acumula puncte și să ne atingem obiectivul acela de a nu retrograda. Rezultatele complete ale etapei cu numărul 17, Liga a 3-a, Seria a 3-a. Urban Titu a fumat 0-4, Chindia Târgoviște Vișina 9, 6-0, Inter Clinceni Concordia Chiajna 3-1, Podari Atletic Bradu 4-2, Cenedinicu Golescu SCM Argeșul Pitești 2-3, Ștefănești Astra 2, 3-0, Sporting Roșior FCM Târgoviște 3-2.